Ratat ne. Ai pus o portocală. Lasă-ți-o cu acolo, am zis. Bă, nemernicule. De ce trebuie să treacă un avion de fiecare dată când încep? Salve, șacalilor, ce faceți? După cum v-am lăsat acolo pe post, am zis, bă, vreți să fac un video cu frate meu? Ați votat, nu știu, cât 11.000 de oameni. Uite, facem aici video cu frate meu. După cum ați văzut din titlu, astăzi facem cele mai bune recturi. Sau nu știu cum o să denumesc eu videoclipul, dar este vorba că ne dăm recturi între noi și care se simte că o pierdut spune. Și mă rog, cam asta e ideea videoclipului. Na. Chestia e că am zis așa, dacă eu simt că m-o bătut, da, o să pun și de-aia să votați care o câștigat, dar dacă eu simt că m-o bătut, i-am promis că nu mai zic nimic absolut de el. Nu-i mai zic că nu știi să scrii, pentru că sunt un frate bun, o să-l las pe el să înceapă. De fapt, facem piatră foarte cârtii, fiecare avem câte 8 trecturi sau 8 sau 9, nu știu așa, care ajunge primul la 3, da, fără faze, da. Piatră foarte cârtii, 1-0, piatră foarte cârtii, piatră foarte cârtii, piatră foarte cârtii, piatră foarte cârtii. Începe, începe, începe! Bune, da, vorbește tare, bă, vorbește ca mine, hai. Am auzit că ești YouTuber. În ce canal stai? Da, bă, nu, nu, da. Labă-s pe mediocre, da, e ok. Nu, mi-a plăcut, n-am ce spune, da. E atât de greșit încât miniștrii României ți-ar putea fi profesori. El chiar scrie greșit. Am zis, ăla care ascultă, stă și se uită în cadru, da. Până și abonații tăi se uită la tine doar pentru că le-i milă. Asta e slabă. Mie nu mi-a ars casa, deci n-are de ce să le fie milă. I-am dat rec, nu? Răbuț, oricum, nu, nici măcar nu m-a atins, adică eu fără acum geniu, dacă mă simt, chiar o să mă simt, adică... Da, nu, dar mi-a plăcut, ți-am zis că a fost ok. Eu beau capi acum ca să știi, să... Tu știu că ăștia mari cu Mirinda și cu Fanta să mă sponsorizeze. Deci, serios, acum, fair play, fair... Fair play. Dar nu faci, că... Hai, bă, lasă-mă să zic gluma, uite în cadru. Nu știu dacă o să înțelegi pentru că... Dar mă rog, ești așa de mic încât te-ai integrat perfect printre pigmei. Știi ce-s pigmei? Am dat cu un pic de cultură, na, ce să bă, stai că ți-ară... Bă, a fost bună, dar nu te-ai prins tu, du-te de aici, ha. Lasă-le pe alea bune, bune la final. Nu mulțumi că te distrug, e o plăcere. Around me are familiar face. Da, mai mult cu insulte, așa. Dar după aia asta... A, bine, gen, ai mai bune, nu? Asta a fost așa, dar trebuie să mă ataci, trebuie să mă faci, să mă roșesc, să mă simt prost, știi? Hai, cam una bună, hai. Care e diferența dintr-o bucată de lemn și Denis? Dacă bucata de lemn ar avea mâini, ar scrie mai corect decât tine. Da, du-te-vă, Rec, hai bă, simt. Nu prea. Bă, hai bă. Bă, mai simt cele cu miniștri. Aia cu miniștri. Ei, mi-a plăcut, asta chiar a fost bună, dar cu bucata de lemn, dacă ar avea, mă rog, e... Okay, dacă taci. Mai sunt de arcadă. Ești atât de ratat, cât pune afișe pe străzi, canalul tău, să aboneze lumea. Ah, da. Nu a fost un ex, dar așa a fost, da. Așa am făcut, într-a cincea afișii cu canalul nostru ca să abonezi lumea la el. Bineînțeles, a fost o mare porcărie, că fix după ce am lipit, a venit o mare ploaie și le-am pus și cu arace, deci îți dai seama că s-au dus imediat. Da, a fost, asta e, așa am făcut. Bă, asta e, așa. La restaurant. Eram a cincea, ce să fac? De acum o să înceapă să-ți vină simptomele sfârșitului tău. Știi cum faci o fetiță de 5 ani să plângă? Îi spui că are vocea mai groasă decât a lui Denis. Rectalina paparina. M-am simțit. A fost bună? Așa, știi gen am zis Denis, așa după am zis da. Denis, că ești o fată. Deci te simt, da? Bă, nu bea acum. Stai, la domnul. Dacă vrei să faci un videoclip să ajungă în trending, trebuie să apar doar eu în el. Tu doar trebuie să mă focalizezi. Serioara asta, da, e de asta, așa că ești bun, da, bravo, a fost ok, da. Oricum ești mediocre, dar mediocre la nivel bun, cum ar veni, știi, adică a fost așa că, bă, ești sclav de ăsta. Bine, mă, uite în cadru acolo, să vezi ce-ți fac acum. De acum vezi că vin astea fire, așa, da? Ești mai mic decât propriul tău intelect. Cum e asta? Rectolina paparina. Promit că mă simte, mă, uite în cadru așa. Ești atât de prăjit, încât plâng cartofii de bilea ta. Adică ești mai prăjit decât tine, cartofi prăjiști. Hai că-ți mai zic una tot așa. Mica Unire a fost singurul eveniment la care ai fost încântat, pentru că acolo te-au lăsat să intri. Păi da, tu te-ai luat dar de mine că-ți mic. Recto Unire, mă, paparina. Am gândit-o, mă, Mica Unire, tu ești mic. Deci am și una așa. Deci am una atât de bună, o las ultima, frate, am două bune, ultimele. Ești atât de frustrat, încă vrei să te abonezi singur la canalul tău.
Îmi dau like singur la videoclipuri. Asta chiar toată lumea face. Dacă aș avea alt cont, m-aș abona. Dar oricum îți abonat de pe alte conturi, da? O să las pe ultima să fie cea mai bombă. Acum ți-o dau pe penultima, da? Ai așa de multe carii încât ai putea să-ți faci o carieră din asta. Nu mă simt deloc. Ba da, zic, nu am nicio frate, carieră, i-am zis-o, carii, bă, nu mă simt deloc, n-am nicio carieră. N-ai nicio treabă, ți-am zis-o pe asta, n-ai. Mă uit, hai spune, deci, asta e regulă. Ultima să fie cea mai bună, vreau să mă distrug, ultima, deci să mă simt. Ca să fii la înălțimea fetelor, părți două perechi de șosete de lână. Cu lână, cum ai spus. Atât de pitic ești. Și acum are două perechi de șosete. Am una singură. Așa, n-ai nici cea mai mică treabă. Sper că ți-ai pregătit-o pe ultima să fie bună, da? Deci acum ți-o dau pe ultima, da? Fii atent la... Nu, e lungă, e foarte scurt, e scurt, ești la obiect, dar sună foarte bine, da? Okay. Eu strigam, e înalt, iar Deni se scund. Măi, Leore! Lina, paparina! Paparina! Deci eu s-o luat doar de mine că-s mic și de o singură greșeală gramaticală care de atunci mă crede. I-am dat rectul, o să votați voi cine o câștigat. Stai să mă uit. Deci mă rupe asta, da? Deci dacă nu mă simt bătut... Dacă vrei să faci un daily vlog, trebuie să-i filmezi altcineva. Dar ce natul tău căpăt o cadru. Te-ai prins, ai nasul mare. Și l-ai strâmb. Da, a fost dureroasă, dar nu m-a omorât, a fost dureroasă. Am dita mai nână, uite-te din punct. L-are și strâmb, ia să-i așa. Da, uite, te-ai simțit bătut sau nu te-ai simțit bătut? Fair play. Bă, fair play, la toate mi-ai spus... Nu contează, nu poți... De înălțime, atâta. Și ce, te-ai simțit bătut sau? N-au fost multe care, uite, asta a fost ok și a mai fost una ok, nu mă simt chiar așa de bătut. Da, nici la tine așa. Bă, hai bă, că a fost inteligente. Bă, simte-te bă, bătut. Pentru intelectul tău zisul de bune, da? Bă, când ți-am zis aia că ești mai mic decât propriul tău intelect, hai că fost cel mai bun de la tine a fost aia. Asta a fost tare, dar n-ai prins-o tu, că eu strigam eu înalt, iar Deni se scund. Simte-te, bă, a fost bun. Deci pe bune, dacă scrie și tu despre altceva, în afară de înălțimea mea. Dar de ce poți să zici? Da, păi înseamnă că o să las un del acolo să votați voi cine a fost mai bun sau în comentarii, mă rog. Da, a fost destul de amuzant, sunt amuzante chestiile astea, astea chiar îmi place să le filmez. Faza e că nu știu. Nu uitați să votați cine a fost mai bun. Văd eu dacă pun de la unde să votați deasupra sau în comentarii. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade cu șoare, cu mai facem, da, bineînțeles. Și nu uitați de un follow pe Instagram, toate cele share, treburi, chestii și ne revedem data viitoare. V-am pupat, bă. Hai să facem ăla împreună. Stau în umbră ca un copac fără frunze. Pregătește-te pentru o ploaie de obuze. Stilul tău e moale ca barba unui copil, ca suspinul unui suflet mic, ceva nespus de trist. Simt că știu și știu ce simt. Nu putem face ce vreme, nu facem ce putem de fapt, definitiv. Label n-avem, independenți ca avem label.